Înfiorătura Radule în pragul unei epidemii. Oraul primarului Gheorghe Falc, de la PNL, îngropat de gunoaie, video. Prefectura Arad a decis, joi, să activeze un grup de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemie, ca măsuri de precauție după ce peste 3 zile municipiului Arad s-au adunat, în ultimele zile, cantități mari de gunoaie, ca urmare a unor probleme de logistică afluite odată cu schimbarea firmei care colectează de subliniere leurile. Operatorul a primit mai multe amenzi, însumând aproape 28.000 de lei, de la poliția locală sublinierei Direcția de Sănătate Publică, pentru ce nu intervine eficient. Prefectul județului Arad, Florentina Horgea, s-a declarat îngrijorat cu privire la posibilitatea izbucnirii de epidemie în municipiul Arad, din cauza modului defectuos în care este gestionată activitatea de salubrizare, scrie News. Prefectul a emis, joi, un ordin prin care s-a constituit grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemie. Acesta funcționează pe lângă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, având în component reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar, Veterinare Sublinierei pentru Siguranța Alimentelor, Serviciului de Ambulant, ai Poliției, Spitalelor Sublinierei altor instituții. Grupul se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi nevoie. Din păcate, ne confruntăm cu o situație fără precedent, asupra căreia trebuie să ne concentrăm întreaga atenție, fiind vorba de sănătatea populației, lucru care nu poate fi lăsat la voia întâmplării, a declarat Florentina Horgea. Problemele privind gestionarea de sublinierăieurilor au apărut de câteva zile, în momentul în care o nouă firmă a preluat activitatea în urma unei licitații publice. Mii de ardeni au postat pe rețelele de socializare fotografii în care arată cum peseterezii s-au format depozite mari de sublinierăieuri, lângă containere care nu au mai fost golite. Reacția de nemulțumire a determinat primăria Arad să trimit poliția locală în control, doar în ultimele 24 de ore fiind aplicate operatorului de salubritate aproximativ 20 de amenzi însumând 20.600 de lei, la care se adaugă amendă aplicat joi de Direcția de Sănătate Publică, în cuantum de 2.000 de lei. De asemenea, Garda de Mediu a impus operatorului Retim Ecologic Zervice să cap în sunte service toate gunoaiele din ora subliniere. Într-un comunicat de presă remis de primarul Aradului, Gheorghe Falc, acesta a catalogat dezastruos modul în care firma a intervenit în primele două zile de la preluarea activității de salubrizare în municipiul Arad. Este inadmisibil ce se întâmplă zilele acestea în Arad. Am cerut Direcției Generale Poliția Locală prin compartimentul de specialitate să identifice locațiile unde retimul sublinierei a făcut datoria sublinierei să aplice sancțiuni, a declarat Falc. Retim Ecologic Zervice SA este, începând de marți, noul operator de salubrizare în municipiul Arad, când subliniere tigând licitația organizat de autorități.
În acest moment se face transferul între companii, lucru care trebuia făcut în urmă cu o săptămână. Sperme ca în maxim 2 zile să reglementeze această situație, a mai spus primarul. Tot joi, primăria a convocat o subliniere din de urgent la care a participat sublinierei directorul RETIM, Dan Pascu, care le-a declarat ulterior jurnal sublinieretilor ce după 2 zile de la începerea colectrii se constat în mod evident ce sunt ni subliniere de zone, în special cele de asociații de locatari, unde de subliniere eurile s-au acumulat. Este o situație care trebuie rezolvat. Am avut o întâlnire cu autoritățile, în urma căreia am găsit soluțiile necesare, adică practic se vor aloca mai multe sublinierei decât era necesar pentru a face fac volumului mai mare decât cel estimat de desubliniereuri, astfel încât să se revină la normalitate până la 1 mai, a declarat Pascu. Angajații firmei ar urma să lucreze sublinierei în weekend, pentru a se putea ridica toate de sublinierei eurile.